Școala este o lume nemărginită a cunoașterii. Este locul în care elevii își petrec cea mai mare parte a timpului învățând. Școala este o familie mare pentru fiecare elev și, ca în orice familie, școala are proprii părinți, profesorii. Ei au fost cei care ne-au învățat primii să scriem, să citim, să înțelegem profunzimea cunoașterii. La școală găsim prieteni adevărați, dobândim cunoștințe și învățăm despre viață. Școala oferă sprijin, căldură și bucurie. Cu astfel de sentimente și amintiri pășesc de ani buni în viață absolvenții gimnaziului Japca, instituție la temelia căreia sunt dascălii, care se dăruiesc profesiei, elevilor, procesului de învățământ și oferă tot ce au ei mai bun, mai de preț, cunoștințele și afecțiunea lor. Astfel ca fiecare elev care pășește pragul acestei instituții să se simtă bine aici. Școala este acel spațiu unde li se oferă copiilor nu numai instruire academică, ci și o educație de calitate, o orientare profesională, o dezvoltare personală. Aici li se realizează ideile, se dezvoltă creativitatea, noi le creăm o stare de bine. Și ca toate acestea să aibă loc, e nevoie de o colaborare foarte bună cu părinții, cu apeliu, cu Direcția Generală Educație. Ceea ce la noi este la nivel. Avem un colectiv bun, un colectiv din 13 cadre didactice, cu grade didactice 1 și 2, un colectiv receptiv la toate provocările care ne stau în față. Noi am participat la proiectul inițiat de Direcția Generală Educație, clasă la aer liber, și sunt mândră de faptul că am fost primii, noi am dat start acestui proiect și l-am denumit Foișorul Cunoașterii. Este un spațiu destul de bun pentru copii, unde se recrează, desfășoară lecții mai mult clasele primare, iată acum primăvara când sunt orele transdisciplinare. Este un loc de odihnă chiar după masă, atunci când vin și fac sport. Acolo este relaxare. Am participat la proiectul Dirigentele de Succes, unde avem locul 1. Am participat la proiectul Traista cu Sănătate. Am participat la toate provocările ce țin de voluntariat, Ziua Faptelor Bune, la concursurile Datini și Tradiții. Suntem receptivi pentru concursurile naționale, internaționale. Au participat copiii la concursul matematic Cangurașul Explorator și Cangurașul Matematic, la concursul literar Ad Astra. Recent am participat la un concurs internațional ecologic, Apa, Izvorul Vieții, unde avem diplome, o mențiune și școala și copiii care au participat la creația literară. Sunt mândră de faptul că colectivul nostru este un colectiv unit, un colectiv care sunt dornici de a se perfecționa, de a aplica în practică toate tehnologiile noi pentru realizarea procesului instructiv educativ. În instituție activează 13 cadre didactice cu grade didactice 1 și 2. Ei zilnic vin aici să muncească la crearea oamenilor, nu doar din punct de vedere intelectual, ci și moral și social. Școala este un mediu în care fiecare elev are oportunitatea de a-și descoperi potențialul și de a deveni o versiune mai bună a sa. Suntem la lecția de matematică și suntem la sfârșit de modul. Îmi spune cineva ce modul am terminat de studiat? Maxim? Noi terminat să studiem modul înmulțire și împărțire a numerului de la 0 până la 1000. Spuneți-mi, vă rog, ce operație este înmulțirea? Repetor, Lada. Operația de împărțire, ce fel de operație este împărțirea, Maxim? Operația de împărțire este o scădere repetată până la restul 0. Așa, ne amintim acum ce înseamnă a găsi dublul la un număr. Repetor, Vlada. Ca să găsim dublul la un număr, trebuie să mulțim la doi. Dacă corabia noastră să pornească în larg, uitați-vă că avem acolo și niște formule, nu o să putem să pornim în larg până nu o să descifrăm, cred că, formulele care sunt. Și formule sunt și pe razele de soare. Așa, să luăm o formulă care este, iată aici, pe prânza de jos. Puneți-vă, treceți, vă rog, șapte, șapte, acroșați.
rezultatul, dacă este corect, puneți pe copac consulițele. Puneți pe copac consulițele. Așa, și eu am văzut rezultatul, dacă este 70, absolut la toți. Înseamnă că aceasta a fost prima probă, aceasta a fost prima probă, și trebuie să străbim foarte bine. Activez în gimnaziu Japca de 32 de ani. Așa, am o carieră relativ mulți ani activez. Am început startul la școala pedagogică din Călăraș și pe urmă am urmat studiile la Universitatea de Stat din Moldova, la Facultatea de Filologie. Mulțumim profesorilor care ne-au ghidat pe parcursul anilor de studii și am lucrat un an în Chișinău după absolvirea studiilor și pe urmă am revenit la Baștină, unde activez și până în prezent. Activez ca învățătoare de clasele primare, după prima diplomă, prima specialitate, sunt alături de copiii mici și, în primul rând, aș vrea să spun că mulțumim părinților pentru că ne încredințează nouă copiii lor, comoara lor cea mai mare care o au de preț, așa, pentru a modela caractere, pentru a modela personalități și noi, învățătorii de la clasă de primare, modelăm viitorul. Modelăm viitorul, modelăm binele și frumosul. Suntem alături de copiii mici și suntem cei care, în primul rând, dau și cunoștințe, dar suntem și un prieten a copiilor, suntem și în rol de părinte, suntem alături de dânșii și ne trăim copilăria și noi de fiecare dată, alături cu fiecare promoție pe care o ghidăm până în clasa a patra. Pe parcursul anilor, am început și am lucrat cu diferite programe. Am lucrat mulți ani în cadrul programului Pas cu Pas, dar din fiecare program am luat tot ce este bun, frumos. Ne schimbăm și noi, pentru că și copiii sunt alții, nu erau cei care au fost la început. Și eu cred că o să fiu pe viitor la fel receptivă la orice schimbare din sistemul de învățământ. Învățăm copiii ce este binele, frumosul, și noi cred că suntem tot ca un fel de model de verticalitate morală. Suntem inspirați și noi de modele pozitive pe care le-am întâlnit pe parcursul vieții. În cadrul gimnaziului suntem un colectiv unit și ne ajutăm reciproc, ne consultăm. Profesia de învățător este o artă, trebuie permanent să fim creativi și este imposibil ca să redai cunoștințele așa, fără nicio schimbare. Suntem creativi în munca noastră, dar cea mai principală lecție care le-o dăm copiilor, eu cred că este lecția vieții. Și să o însușească bine, să ne bucurăm de succesele lor. Ghizii care pun baza orientării fiecărui elev sunt învățătorii claselor primare. Ei au un rol deosebit în formarea și dezvoltarea copiilor în această etapă importantă a educației lor. Prin intermediul activităților de învățare, a relației de încredere și sprijin pe care o stabilesc cu elevii, învățătorii contribuie la formarea abilităților de bază, a valorilor și a atitudinilor pozitive față de învățare. De asemenea, ei pot identifica nevoile și potențialul fiecărui elev și pot oferi suport și îndrumare pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele și să-și dezvolte abilitățile. Aici avem ceva interesant ce ne spune despre Paște. Poftim, Marius Rusu să ne citească. Paștele este sărbătoarea creștină ortodoxă care anunță învierea Domnului Iisus Hristos, biruința omenirii, triumful asupra suferinței și spălarea păcatelor. Joia mare numită și joia patimilor se duce la biserică, mâncare și băutură pentru a se sfinți și apoi pentru a se da de pomană pentru sufletul morților. Vinerea Mare, o tradiție care nu s-a pierdut, este ducerea de flori la biserică pentru Hristos și trecerea pe sub masă de 3 ori. Ce semnifică potignirile pe care le-a avut Mântuitorul atunci când și-a cărat în spate propria cruce pentru răstignire? Cum ne spunem noi în ziua de Paște? Hristos a înviat, adevărat. Deci dacă ne uităm aici toți la tablă, avem un mesaj, da? Poftim, Marius Rusu, citește mesajul. Omul roșit, mie rumenit, cozonaci mărit și o oasă fericire.
numesc Rodica Ucranciuc, sunt învățătoare în gimnaziul Japca din anul 2017. Ca învățătoare mă consider o persoană dedicată, responsabilă și pasionată de procesul educațional. Îmi place să creez un mediu de învățare eficient, în care fiecare elev să fie prealabil și încurajat, să își exprime ideile și să exploreze creativitatea. Mă implic în concursurile locale, raionale, cât și internaționale. În primăvara anului trecut, am participat la concursul raional inițiat de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport Florești, fiind menționată cu locul întâi și premiul Bănesc. Deci concursul se numește Diriginte de Succes. Întotdeauna mă strădui să creez un climat psihologic favorabil, atât între rândurile părinților, cât și între rândurile discipolilor mei. Mereu mă strădui să îi încurajez ca să descopere un potențial și să devină versiuni pentru ei înșine. De 2 ani, în gimnaziul Japca, activează o tânără specialistă, învățătoare ce aduce inovație și pasiune în mediul educațional. Prin abordarea sa creativă și entuziasmul pentru învățare, ea poate inspira elevii să-și descopere potențialul și poate aduce perspective noi și soluții inovatoare pentru a îmbunătăți procesele de învățare și a crea un mediu educațional mai stimulant și relevant pentru elevi. Cineva dintre voi o să ridice în picioare și o să vin aici încep. Scaunul tău o să fie dat la o parte. Deci voi sunteți la număr 12 elevi, iar scaune vor fi 11. Sarcina este, anișoara vă spune, spre exemplu, să se ridice în picioare cei care iubesc matematica, dar și anișoara trebuie să iubească matematica, să se ridice în picioare cei care astăzi poartă un sacou. Eu am sacou. Cei care poartă un sacou, vă ridicați în picioare. Și repijor vă schimbați cu locurile în așa mod ca fiecare să se așeze în locul altuia care stă în picioare, atenție! Care stă în picioare! Să se ridice în picioare celor care le place educația fizică! Vă schimbați, vă schimbați! Să se ridice în picioare cei care poartă culoarea albastră. Vă ridicați, care poartă astăzi culoarea albastru? V-ați ridicat și repijor vă schimbați locul. Repijor. Mă numesc Carpovici Tudora, sunt învățătoare în clasele primare. De baștină sunt din satul Vaselcău, raionul Soroca. Acolo, după terminarea gimnaziului, am absolvit Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu. Activez în instituție timp de 2 ani, în calitate de tânără specialistă. În afară de serviciu, îmi continui studiile la Universitatea de Stat Ion Creangă din Chișinău, fiind deja anul 3 la Facultatea de Psihopedagogie. Visul de a deveni profesoară cumva vine la mine și se asociază cu proverbul pofta vine mâncând. Dragostea față de copii mi-a cultivat-o mămica, care a lucrat ca ajutor de educător. Am mers să fac studii pedagogice cu gândul că am să știu cum să-mi educ mai bine proprii copii. Acum, la momentul dat, conștientizez faptul că fără școală nu aș putea, fără o lecție predată nu aș putea. Iubesc foarte mulți copiii, iubesc să lucrez cu ei, să îi învăț lucruri noi și să îi învăț cât mai interesant și cât mai creativ, cât mai original. Inițial mi-a fost foarte dificil, pentru că în școala noastră este învățământul comasat din cauza numărului puțin de elevi. Clasa 1 învață împreună cu clasa a 3-a, iar clasa a 2-a învață împreună cu clasa a 4-a. Mi-au apărut foarte multe semne de întrebare, mă gândeam cum să reușesc să le predau elevilor, să-mi ating obiectivele și finalitățile, având în auditoriu două clase, cu două particularități de vârstă diferită, cu două teme diferite, dar sunt recunoscătoare și mulțumită administrației, instituției și colegilor mei pentru că m-au învățat și m-au ghidat să trec peste acest obstacol cu brio. Acum conștientizez că este foarte important profesia de învățător. Noi suntem cei care creăm viitorul nostru, care creăm viitoarele generații. Și da, este dificil, dar noi putem să facem acest lucru și de noi depinde acest lucru. Pe parcursul lecțiilor mă strădui să le predau elevilor nu doar cunoștințe teoretice, dar și să-i învăț să exploreze și să descopere lumea înconjurătoare cât mai creativ și original. Folosesc metode interactive,
folosesc tehnologii informaționale, vreau să le cunosc aspirațiile, vreau să le cunosc propriile opinii, le dau voie ca toată originalitatea sa să capete viață, le dau voie să își exprime propriile opinii, în așa mod încât ei să demonstreze că sunt individualitate, că sunt o personalitate unică și ei vor să facă diferite activități după propriile plăceri. Viața școlii este influențată semnificativ de elevii activi, care pot schimba lucrurile prin implicare și participare activă în diverse activități și proiecte. Prin implicarea lor în echipe sportive, proiecte de voluntariat sau evenimente școlare, elevii pot contribui la crearea unei atmosfere pozitive și dinamice în școală. De asemenea, implicarea activă a elevilor poate stimula spiritul de echipă, creativitatea și spiritul de inițiativă în rândul colegilor lor. Astfel, datorită Consiliului de Elevi din Gimnaziul Japca, implicarea elevilor are un impact benefic asupra mediului școlar și poate contribui la formarea unei comunități școlare mai unite și mai progresiste. Consiliul nostru, eu împreună cu elevii, participăm la multe activități. Ultima noastră activitate remarcabilă, care consider destul de bună, a fost Ziua Faptelor Bune. În această activitate am făcut multe fapte bune. Printre ele sunt ajutor la cei bătrâni din satul nostru. Am fost la mănăstirea din satul Japca, am ajutat măicuțele, am oferit puțin ajutor și preoților. Am făcut curat în sat stadionul, terenul sportiv din al noi din școală și am plantat copaci, flori, am îngrijit curtea școlii. La fel cu cadrele didactice, am organizat diverse activități. Una din activitatea noastră a fost Ziua Terei, Mondială a Terei. Am desfășurat-o în școală alături de profesoara de biologie, Svetlana Cornea. Noi, Consiliul de Elevi, suntem un consiliu productiv. Ne străduim să participăm la toate activitățile și ne străduim să le facem cât de cât bine. Succesul elevilor depinde în mare parte și de implicarea părinților în educația copiilor. Prin comunicarea constantă cu cadrele didactice, părinții pot fi la curent cu progresul și dificultățile copiilor în școală. Participarea la întâlniri cu profesorii, la evenimente școlare și la discuții despre planurile de învățare ajută părinții elevilor în această instituție să înțeleagă mai bine nevoile și potențialul copiilor lor. Fiind președintele Comitetului Părințesc, din numele tuturor părinților vin astăzi, aș zice, ba chiar cu mulțumiri sau cu laude pentru instituția de învățământ care o avem, Gimnaziul Japca. Suntem mulțumiți că, având un număr mic de copii în sat, avem școală, activează. Să aud sunete de copii, asta înseamnă că satul e viu. Și ba chiar aș spune și mai mult, școala noastră a dus în lume oamenii cu literi mari. Avem elevi care au ieșit de aici, șefi, deputați, advocați, profesori. Și mai bine avem cadre didactici cu gradul întâi. Aș vrea să menționez chiar doamna Tatiana Pascaru, profesoara de literatură și limbă română, care e cu suflet și chip pentru copiii noștri, se implică foarte activ, îi promovează. La oricare propunere de la doamna Diana Pantaz, ei acceptă și e umăr la umăr cu copiii noștri. Chiar este doamna Elena Bârcă, profesoara de limbă franceză, la fel e cu gradul întâi. Suntem mulțumiți că a acceptat să vie la noi în școală, având un număr de elevi mai mic. Dumnezeu a acceptat și a venit să ne susțină copiii, să le predă o limbă străină. Ba chiar aș mai spune că toți profesorii, indiferent de gradul care îl au, susțin copiii noștri, sunt mereu umăr la umăr, sunt foarte receptivi cu părinții. Noi avem părinți care sunt receptivi și comunică, dar avem părinți, mă rog, puțin mai dificili. Acolo profesorii la fel se implică, aduc părintele la condiția mai corectă, comunicăm, lucrăm cu ei. Anul trecut a fost o adunare foarte productivă la o ceașcă de cafea, se numea. Acolo fiecare părinte în parte a avut ocazia de a-și exprima părerea, ce ar dori să schimbi, cu ce ar dori să fie mai bun, cu idei. De fiecare an să facă astfel de adunări. Legătura între profesor și părinte, eu aș zice că la noi în școală e foarte bine.
s-au menținut, adică legătură. Noi cu toate aș mai menționa că noi depindem de raion, dar avem un sprijin foarte, foarte bun din partea primăriei, adică a domnului Leonid Pascar în general. Din numele tuturor părinților venim cu mare mulțumiri pentru cadrul didactic, chiar și cadrul auxiliar din la noi din școală, că activează, le suntem mulțumiți și le dorim putere pentru mai pe parcurs, pentru ani buni și lungi. Ne dorim ca școala să funcționeze datorită lor, datorită doamnei Cărlie, că ei mereu au fost cu școala noastră în frunte și înainte. Profesorii din gimnaziu sunt cei care îi încurajează pe elevi să-și exprime ideile și să-și dezvolte gândirea critică, să-și formeze propriile opinii. În ochii elevilor, profesorii sunt adesea persoane care le schimbă viețile, care le oferă încrederea în ei înșiși și care îi pregătesc pentru viitorul lor. Astfel, relația dintre elevi și profesori este una specială și profundă, bazată pe respect reciproc, încredere și colaborare pentru a construi un mediu educațional pozitiv și motivant. Avem o oră de limba română până a trece la subiectul lecției. Eu vreau să vă prezint, voi știți, instrumentul digital TeamLink, da? Este un poster digital și ca să facem o introducere la tema noastră, vă uitați la acest poster digital, vă urmăresc. Voi vedeți cine este aici. Voi sunteți, nu? Da. Și iată, posterul acesta digital are acolo, vedeți, inimioară, o căsuță și acolo se ascund niște întrebări, niște enunțuri. Și începem cu inimioara albastră. Poftim, cine vede de zice asta? Nastia, poftim. Frumusețea primăverii este încântătoare. Ea trezește în noi sentimente de... Da, și vreau să completați aceste enunțuri. Să spuneți ce simțiți voi atât când vă uitați la frumusețea de afară, frumusețea primăverii. Ce sentimente? Ziceți, ce simțiți? Ceea ce simțiți voi, ziceți, sentimente de bucurie, mirare, așa, încă, care, blândețe, scriți în caietele. Mă rog, prima propoziție, prima doar. Frumusețea primăverii este încântătoare. Mergem la a doua. Curtea școlii este ca un cobor magic. Și trecem la ultimul moment și acum Slavic ne citește ce avem aici și completăm. Rebela este o carte captivantă despre o fată de 15 ani cu numele Paula. Și iarăși, Anastia, da, o parte din voi ați reușit să lecturați această carte și de aceea cineva știe, cineva încă este în proces. Vă mulțumesc! Și atât aveți subiectul de azi. Și vedeți așa mai creativ l-am numit eu, descoperă tainele predicatului nominal. Și vreau să vă adresez câteva întrebări, ca să vă aduceți aminte și ca să recapitulăm și să întărim mai bine, de ce este format predicatul nominal? Predicatul nominal este structurat din verb copulativ plus nume predicativ. Predicatul verbal și predicatul nominal, da? Format din verb copulativ plus nume predicativ. Și care sunt întrebările predicatului nominal, Daniela? Întrebările predicatului nominal sunt de ce este, cine este și cum este. Activez în gimnaziu Japca, deja de peste 30 de ani. Este un loc extraordinar prin faptul că este situat într-un sat foarte pitoresc. Este un loc extraordinar prin faptul că avem elevi foarte buni, elevi sârguincioși, elevi frumoși la suflet și la chip. Și este extraordinar prin faptul că avem un colectiv bun, un colectiv nu mare, dar un colectiv unit, un colectiv care sare în ajutor atunci când este nevoie să-și ajute colegii. Și activez aici de mulți ani din considerentele că iubesc copiii și cât n-ar părea de banal, îmi iubesc profesia. De aceea niciodată n-am avut gândul să plec undeva. Tot timpul m-am gândit, cred că aici am să lucrez atâta timp cât puterea am să am. Și am rezultate foarte bune pe parcursul acestor ani la diverse concursuri și raionale și internaționale și naționale. Aproape pot să zic în fiecare an avem locuri la Olimpiada Raională,
datorită faptului că avem acești minunați copii și poate și datorită faptului că eu m-am străduit să-mi fac munca mereu bine și foarte bine și profesorii fiind un model, copiii la fel se străduiesc să facă ceea ce fac bine și foarte bine. Sigur că acum este mult mai ușor de lucrat, mult mai ușor de activat, deoarece am câștigat niște proiecte și am primit mobilier, calculatoare, iată, avem geamuri bune care ne permit ca să nu intre frigul de afară. Acum recent au fost înlocuite toate ușile, avem condiții bune, avem încălzire cu gaz natural, ceea ce este foarte bine, deoarece copiii iarna nu mai stau încotoșmănați cum era cândva, dar este destul de confortabil să venim aici să ne desfășurăm lecțiile. Sunt Elena Bezedie, profesoară de informatică din gimnaziu Japca. Am absolvit Universitatea Pedagogică din orașul Tiraspol, Facultatea de Fizică și Matematică. Odată cu absolvirea m-am reîntors la Baștena Natală, în satul Natal, și m-am angajat ca profesoară de fizică în școala medie. Pe timpuri era școala medie Japca. Nu era pe timpuri chiar atât de ușor să te aranjezi în satul natal, pentru că deja toate locurile erau ocupate, dar având dorința și parcă angajamentul de a fi lângă părinții care erau deja în vârstă, deci încetişor am crescut și cu numărul de ore. Anul viitor, după ce m-am angajat, am avut încă câteva ore de informatică. Odată cu școala medie, când a fost reorganizată deja în gimnaziu, am rămas cu puține ore, am dus și matematică, dar având scopul să nu las, să nu părăsesc pedagogia, deci am continuat și am făcut cursuri de recalificare la istorie. Predau acum și istoria în gimnaziu, istoria românilor și universală, predau și educația pentru societate. Am confirmat gradul didactic 2 și la informatică și la toate celelalte obiecte care le predau, istorie și educația pentru societate. Promovez valorile naționale la istorie. Mulți discipoli ai mei la informatică au continuat studiile mai departe în Colegiul de Informatică. Știind că astăzi tehnologiile informaționale sunt aplicate în toate domeniile, deci mulți elevi, mulți studenți ai colegiului chiar lucrează în domeniul TIC. Mă bucur de succesele lor, mă bucur de ei și în ceea ce privește istoria și educația pentru societate, promovăm și noi, formăm la elevi competențe, valori naționale. Chiar recent am fost în excursii la Orheiul Vechi, unde am avut o deosebită plăcere să arăt elevilor locuri pitorești ale Moldovei, ale țării noastre. Și sper mai departe să continui pedagogia, să continui activitatea și sper să ajung și eu la odihna bine meritată, pentru că 30 de ani de activitate este un lucru enorm pe care l-am făcut și sper următorii ani să-i dedic iarăși profesiei. Pentru mulți profesori, școala reprezintă mult mai mult decât un loc de muncă. Este un loc de regăsire, o a doua casă. Aici profesorii nu doar își îndeplinesc sarcinile didactice, și creează legături puternice cu colegii și elevii lor. În această a doua casă, profesorii găsesc sprijin și înțelegere. Ei își pot exprima creativitatea, pot împărtăși cunoștințele și pot influența viețile copiilor în mod pozitiv. Prin urmare, pentru mulți profesori, școala este cu adevărat un loc de regăsire și de împlinire, unde se simt acasă și unde pot contribui la formarea viitorului prin pasiunea și devotamentul lor. Am un staj de activitate de 38 de ani. Venind de pe băncile facultății, am avut norocul să mă încadrez într-un colectiv bine format, cu cadre didactice instruite, care m-au ghidat și m-au motivat să-mi continui activitatea. Am întâlnit de asemenea elevi ingenioși, setoși de carte, care m-au făcut ca să mă opresc aici, necatând că sunt de la centru.
Cu anii multe s-au schimbat profesorii, unii au venit, alții au plecat, însă în amintiri întotdeauna mi-au rămas acele momente frumoase cu care le-am retrăit alături de colegii mei, alături de foștii discipoli, care la moment s-au încadrat și ei în diferite sfere de activitate și au rezultate bune și ne mândrim cu aceasta, profesorii din gimnaziul nostru. La moment avem 13 cadre didactice care activează, care sunt predispuși mereu schimbărilor, formărilor, provocărilor care vin din partea direcției. Avem elevi care sunt ghidați de profesori profesioniști, competenți în domeniu și care participă la diferite activități, atât raionale cât și republicane. Se desfășoară foarte multe activități în centra gimnaziului. Deci avem rezultate bune cu care ne putem mândri. Dragostea de școală, de copii mi-a alătuit-o părinții. Și aceasta mă strădui și eu să educ la discipolii mei. Deci și vreau să spun că un manager bun nu poate să aibă succes dacă nu are un colectiv bine format. Întotdeauna am avut o deviză, că fără greu nu este nici ușor și aceasta o spun și elevilor. Pentru mine școala este casa mea. Activist de 46 de ani în domeniul învățământului. Am lucrat 6 ani la școala internat la Văscăuț, pe urmă am fost transferată ca profesor de geografie în Japca, soțul era profesor de limba rusă și iată, din 85 activez până astăzi în școala medie, a fost acum gimnaziu Japca. Am ieșit la odihnă binemeritată după ce am activat aici 21 de ani director de școală. Astăzi văd rezultatele mele și sunt foarte bucuroasă, fiindcă foarte mulți copii, practic toți copiii care terminau școala medie, intrau la Institutul Superior de Învățământ. N-a fost an să nu între cadrele didactice puternice și elevi buni avem. Mai veneau din satele vecine, Salcea, Bursuc și în general mă mândream cu munca care o vedeam și cu elevii și practic la ultimul sunet și la primul sunet arhiplină era curtea școlii de părinți și bunei și care nici nu erau rude, dar veneau aici cu un interes foarte mare la... Eu sunt profesor de geografie, am terminat Institutul Pedagogic la Tiraspol, școala pedagogică întâi la Lipcani, pe urmă am Institutul Creangă am terminat. Aș sta acasă acum, copiii sunt mari, să am grijă de nepoți, dar ceva mă trage. Poate îmi pare că dacă n-aș veni la școală, nu aș exista și nu aș fi eu aceea care sunt și mă cunosc lumea și satele vecine și raionul, fiindcă școala mea când eram conducător și acum nu vorbesc, era prima întotdeauna la toate, eram primii noi și așa eram deprinși ca să fim primii. Și astăzi când mă întâlnesc cu elevii foști, mari, deștepți, și preoți, și doctori, și advocați, și procurori, și în toate domeniile, profesori. Știți, chiar văd că este rezultatul muncii se vede. Administrația gimnaziului atrage o atenție deosebită creării unor condiții optime pentru elevi, iar dotarea claselor cu echipamente și facilități adecvate contribuie semnificativ la îmbunătățirea procesului de învățare și la creșterea motivației elevilor. De asemenea, efectuarea de reparații și modernizări continue în școală asigură un mediu sigur și confortabil pentru elevi, facilitând astfel procesul de învățare și dezvoltare. Gimnaziul Japca dispune de o stare materială destul de bună. Deci avem bloc alimentar bine amenajat, reparat, avem bloc sanitar în instituție, apă centralizată de o calitate foarte bună, avem sală de sport, avem un teren de peste un hectar unde copiii își pot planifica și realiza întrecerile sportive, jocurile sportive, jocuri la aer liber, tot și după masă și în perioada lecțiilor.
Cabinetele pentru studii sunt bine amenajate cu materiale didactice, cu tehnică, bune pentru realizarea procesului educațional. Cabinetul de informatică dispune de calculatoare, cabinetul medical corespunde cerințelor, dar cel mai bun cabinet, socot că sunt cabinetele pentru clasele primare. Copiii când încep a învăța, ei trebuie să aibă absolut tot. Dacă clasele gimnaziale își mai aduc unele lucrări chiar și de acasă, la cei micuți trebuie să le dai tot. Și acest lucru noi îl putem face doar cu ajutorul primarului. Chiar aici vreau să-i zic un mulțumesc că este alături de noi totdeauna când avem nevoie. Chiar și acum recent am organizat Ziua Ușilor Deschise și a venit cu câte o gentuță, cadou pentru fiecare copil, cu toate rechizitele necesare pentru 1 septembrie. Cu toate că la 1 septembrie sper să vină cu alte cadouri. Și el o face de fiecare dată de când este în funcție de primar. Noi, școala, ne străduim să le atragem atenție copiilor, să le realizăm tot ceea ce și-au planificat și ei și noi, punându-le la dispoziție calculatoare chiar și acasă. Acei copii care nu au tehnică, părintele încheie un contract cu noi și le dăm calculatoare, le dăm laptopuri acasă pentru ca să aibă copiii necesarul pentru muncă, pentru tot ceea ce trebuie. Am avut o reparație capitală a acoperișului la sala de sport și cantină și acum suntem în proiect de reparație a blocului A, blocului de studii pentru acoperiș. S-au început lucrările, dar din cauza ploilor ne-am oprit puțin și sper să-l ducem la bun sfârșit și pe acesta. Așa cum un artist își păstrează mereu inspirația în inimă, la fel și școala rămâne mereu în suflet ca o sursă de cunoaștere, amintiri și de învățăminte prețioase. Indiferent de drumul pe care alegem să-l urmăm sau de vârsta pe care o avem, impactul școlii va fi mereu prezent în noi, ca o lumină ce ne ghidează și ne inspiră în călătoria noastră prin viață. Școala mea a doua casă, profesorii mei. Suntem azi cu toți la școală, vă urăm în fericiți. Școala mea cu meri în floare, ce-n părle tot prindeam. Prima mea învățătoare, ce cu drag o ascultam. Școala mea a doua casă, profesorii mei iubiți. Suntem azi cu toți la școală, vă urăm în fericiți. Școala mea cu meri în floare, ce-n părle tot prindeam. Prima mea învățătoare, m-a întâlnit și azi la geam. Anii mei frumoși.